Adrian Lungu, polițistul de frontieră Timișorian, este campion balcanic la fitness. La competiția internațională cea mai importantă pentru lumea fitness-ului din Europa de Est, și anume Campionatul Balcanic 2024, organizat de Federația Română de Culturism și Fitness, la care au participat doar campioni naționali din 10 țări, a concurat și colegul nostru, Adrian Lungu. În urma competiției are ca și rezultate oficiale două titluri de campion balcanic, trei titluri de vicecampion balcanic și un titlu de campion campion balcanic absolut, câștigătorul tuturor categoriilor la Culturism Masters. Rezultatele obținute au fost peste așteptările noastre. În total am obținut șase medalii, trei aur și trei argint, a declarat polițistul de frontieră Adrian Lungu. Astfel, colegul nostru este dublu campion balcanic la master, triplu vicecampion balcanic la seniori și campion balcanic absolut la toate categoriile culturism și clasic fizic, transmit reprezentanții Poliției de Frontieră.